Și zice, da, sunteți cu concepția voastră de viață, avem altă concepție de viață decât dumneavoastră, gata. Și dacă vreți, putem să ne punem la, să vedem care e concepția de viață. Bă, a mea să fiu un ticălos și să-mi podeagrez trecutul și pe prietenii din trecut sau a dumneavoastră care mă puneți să Ne bucurăm că vă avem împreună cu noi și avem niște întrebări de la părinții din Sfântul Munte, de la Schitulacu, care vor să vă și cunoască prin intermediul acestor întrebări. Prima întrebare este să povestiți o minune sau un semn clar al Harului, o experiență duhovnicească. De fapt, în toată închisoarea a fost prezența, am simțit alături de prezența lui Dumnezeu. În clipe de cumpănă, în clipe grele ale vieții noastre, am simțit prezența lui Dumnezeu. Dacă era suficient să zicem Doamne, Doamne și Doamne, Doamne era lângă noi. Și simțeam că putem să... Sigur, am avut momente de cumpăr, am avut pentru că atunci când a început reeducarea de la Aiud, care a fost tot atât de cumplită ca și reeducarea de la Pitești, dar făcută cu metode mai subtile decât... nu te mai bătea, nu mai suferai fizic, dar îți spunea probleme de conștiință și de sufletești. Și țin minte că la un moment dat, colonelul Crăciun, care eu nefiind o figură importantă a închisorilor, a fost un om de rând, nu s-a ocupat, el s-a ocupat de personalități. Își dădea seama că dacă atrăgea de partea lor, reușea să convingă o personalitate prin diferite metode, prin discuții libere, prin asta, cucerindu-o personalitatea, era pus să se vorbească în fața celorlalți și să spune ceea ce voiau ei să audă. Că regimul comunist din România este nemaipomenit de bun și se potrivește poporului român, că comuniștii sunt oamenii de cuvânt și de onoare și de nu știu ce, era și că noi am fost niște bandiți care n-am înțeles mersul vremurilor și ne-am împotrivit și ne împotrivim învățăturii comuniste și regimului comunist și că va trebui să ne schimbăm atitudinea față de regim. Că uite, regimul dacă ne schimbăm atitudinea așa, ne dă drumul în libertate. Și făcea chestia asta în momente când oameni care erau numai slabi, dar puteau să facă compromisuri mai mari sau mai mici, acceptau această lege și se erau considerați reeducați. Ziceau că, într-adevăr, noi am fost pe drum greșit, că am fost într-adevăr influențați de idei de altora care erau oameni, cuvântul era bandit, eram bandiți și ne scotea pe cei care eram refractari. Ne scotea să asistăm cum se eliberează asta și ăștia se eliberau ponegrându-se pe ei, ponegrându-și trecutul, renegându-și tot, absolut tot. Ales că
erau pe picior de eliberare și elibera. Elibera și, într-adevăr, îi dădea drumul acasă. Sigur că era foarte greu pentru noi când vedeam că prietenul meu, care până atunci era umăr la umăr cu mine și era în asta, pleacă acasă și că eu sunt... am avut cazuri când prieteni buni care au avut posibilitatea să facă niște compromisuri și au plecat acasă și eu rămâneam acolo. Și nu era deloc ușor, era foarte greu chestia, dar peste asta treceam, că la un moment dat nu mă mai interesa, mă interesa să, cum i-am spus colonelului Crăciun, care când m-a chemat la printre altele, zice, mă, voi sunteți nebuni, mă, voi nu vedeți că ați pierdut partida, voi ați fost pe cale greșită și că noi am fost, am câștigat și suntem aici, dar trebuie să faceți ceea ce vă spunem noi. Și noi am învins, zicea, și eu i-am spus, domnul colonel, înțeleg chestia asta, dar trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că într-o încleștare ca a noastră nu este importantă victoria, importantă este lupta. Era, nu știu dacă a înțeles sau n-a înțeles, dar a făcut ochii mari așa, zice, da, măi, sunteți nebuni, neapărat, sunteți nebuni. Și i-a spus lui ăla, și-a dat seama că vorbește cum, pe nu mă poate dumneavoastră să mă câștige prin metodele lui, să-mi promite că mi-am dat drumul, să în sfârșit și-a dat seama și i-a zis să adă-i hârtia și descris și plutonerul mi-a pus pe masă un top de hârtie, așa, n-am mai văzut să-mi hârtie, de 7 ani nu mai avea și descris și zice, șezi aici și scrie. Zic, ce să scriu? Să scriu povești? Zice, scrie care este poziția ta actuală față de regimul comunist, față de munca noastră de reeducarea voastră și față de societatea liberă românească de afară. Și m-a lăsat acolo să scriu. Eu am zis, mă, ce să scriu? M-am plimbat prin cameră, camera era încălzită, că mă scosese într-o, mă dusese într-un pavilion unde era un fel de, erau acolo birouri de anchetă, pentru mai vinea securitatea și să mai ancheteze pe câte cineva să elucideze câte o problemă pe care o avea neelucidată. Și sau scotea needucați ca mine ca să îi poată câștiga de partea lor. Și zic, ce să scriu? Păi scrie despre poziția ta actuală, despre poziția față de munca. Zic, ceea ce faceți dumneavoastră este o mare, vă intrați cu cismele în sufletele oamenilor. Zic, eu nu pot să spun că am fost un bandit, că n-am fost bandit și că am fost un criminal, că n-am ucis încă pe nimeni. Poate de-am cum încolo să ucis. N-am ucis încă pe nimeni. Nu sunt criminal, nu pot să spun să văd că sunt criminal. E unul care ucide un om. Eu n-am ucis niciunul. Și zice, da, dar sunteți cu concepția voastră de viață. Ei, avem altă concepție de viață decât dumneavoastră. Gata. Și dacă vreți, putem să ne punem la, să vedem care e conceptul de viață. Bă, a mea să fiu un ticălos și să-mi ponegresc trecutul și pe prietenii din trecut sau a dumneavoastră care mă puneți să spun ceea ce nu credeți nici dumneavoastră. Dacă eu aș spune că am fost un criminal, dumneavoastră nu m-ați crede, dar ați scrie acolo că ăsta e criminal, că acum nu s-a recunoscut că e criminal. Ca să aveți posibilitatea de a mă șantaja. Dacă
Știu eu din ce motiv veți fi obligat să mă puneți în libertate. Păi nu te pune în libertate, că dacă ești, ai concepții de asta, cum o să te punem în libertate? Îi stau aici și mă împăstrez concepțiile, gata. Și el a pus pe ăla și eu am dat declarațiile de alea care sunt în dosarul meu și le-am reprodus în reeducarea de la iunie. Prima declarație din 15 decembrie 1952 și a doua din 15 martie 84, că e nici cât în cea din martie, pentru că mă băgați în fabrică și asta și îmi dădeam seama că trebuie să fiu inițial mai lax, așa să... Am făcut unele compromise, am spus, nu pot să ne reneg trecutul, dar pot să renunț la el și să... Dacă voi fi liber, voi fi un cetățean care să respecte legile țării, bune, rele, dar legile țării sunt legile țării și le voi respecta și nu voi mai lupta împotriva societății, îmi voi vedea, îmi voi duce amarul pe contul meu, toate conflictele care vor ieși dintre concepțiile mele și concepțiile de viață de afară, le voi rezolva în favoarea celor de afară, în favoarea vieții de afară. Și voi trăi în conștiința mea, singurătatea și neîmplinirile mele. Dar nu voi atinge pe nimeni. Și voi fi un cetățean corect, voi respecta legile țării și astea toate. Atâta pot să concep, să renunț la. Nu mă mai voi ridica niciodată împotriva regimului din țară. Dacă regimul va fi un regim ticălos, voi fi și eu, în măsura în care fac concesiile, voi fi și eu ticălos ca regimul și așa mai departe. O bolmogeam eu. Și nu știu, nu. Când am dat prima declarație, care era tranșantă, era așa, dar eu sunt cel de azi 15 de ani, nu pot să zic, să fac nicio concesie regimului comunist care a pus stăpânire pe noi, dar singura concesie este că nu mă mai vor ridica împotriva lui, atât. Și făceam o serie de ani și spuneam, eu sunt cel de astăzi care declar ceea ce declar astăzi, 15 ani, și subliniez asta că s-ar putea, știu eu, supus la sub presiune sau amețit de angajamentele care și va lua, de promisiunile pe care mi le-ar face dumneavoastră mi le veți face ca să accepte educarea. Să spun acum, să știe că eu nu sunt eu același, eu sunt cel de astăzi, 15 decembrie 1952, pentru care semnez și am semnat și nu a citit, mi s-a spus de când e niște prieteni, că niște cluburi de reeducare, m-a dat exemplu negativ. Uite ce spune camaradul vostru Andronescu, care că și ce va face dacă va fi liber. Nu va accepta niciodată regimul comunist, dar va respecta regimul țării. Gata. Și zice, o cam bolmojește, chiar așa a spus Crăciun, dar uite ce, dar mie nu mi-a mai, Crăciun nu m-a mai chemat niciodată la el, m-a dat pe mâna unora mai
ofițeri politici, mai un capitan, un locotenent major care venea pe la mine și căuta să vorbea, discuta cu mine prietenește, ca să zic așa. Mă întreba de viața mea intimă, de asta, dacă mă așteaptă cineva afară, zic, da, dumneavoastră, nu știți că voi care nu se văd, se uită, zic că nu mă așteaptă nimeni, n-am nicio legătură, n-am fost nici logodit, nici căsătorit, nici... Am avut și eu câteva flirturi, așa, dar nu, n-am avut legături mai strânse ca să ne ducem dorul unul altuia.